Proaspăt aleși la conducerea USR, noii lideri, Elena Lasconi și Dominic Friț, au intrat primii la discuții și au cerut alegeri la termen. Doar le-am transmis să nu se mai joace și să se aplece pe tot ce înseamnă inflație și scumpiri. De 100 de ani, în a doua zi de marți din noiembrie, au loc alegeri prezidențiale în Statele Unite ale Americii și noi nu suntem în stare măcar să respectăm legea. Cu sediul de partid la un pas de Palatul Victoria, reprezentanții AUR au venit pe jos la guvern și au ajuns mai devreme decât erau programați, așa că au fost invitați să mai aștepte afară. După întâlnirea cu premierul Ciolacu, George Simion a tras concluzia. E clar pentru mine că PSD-ul nu are ca opțiune 15 septembrie. Marcel Ciolacu a părut total captiv unor grupuri de interese și ia în calcul luna decembrie. S-a schimbat schimbarea. UDMR refuză din start orice discuție despre o nouă comasare, de data aceasta a alegerilor parlamentare cu cele prezidențiale. UDMR propune două variante, fie alegeri prezidențiale în octombrie, fie intercalarea parlamentarelor între cele două tururi pentru alegerea președintelui, în noiembrie și decembrie. E bine ca aceste alegeri să fie separate, pentru că sunt două tipuri de alegeri diferite, două instituții diferite, președinția și parlamentul. În 24 noiembrie, primul tur al prezidențialelor, în 30 noiembrie, parlamentare, și în 8 decembrie, turul 2 al prezidențialului. Și partidul SOS România se opune unei noi comasări. Există și posibilitatea comasării alegerilor într-un anumit tur, ori turul 1, ori turul 2, cu alegerile parlamentare. Asta a venit de la premier pentru că i-au solicitat probabil cei de la PNL. Am făcut o argumentație juridică, constituțională, cu privire la comasarea alegerilor și am spus că sunt neconstituționale. Ultimii intrați la discuțiile de la Palatul Victoria au fost liderii pe USL. A fost asumat un calendar și calendarul trebuie să fie respectat de cei care și l-au asumat, respectiv alianța, cei care conduc. În paralel, la Parlament, liberalii s-au strâns în ședință ca să decidă calea de urmat și au votat în unanimitate pentru alegeri la termen. Susțin că astfel de teme, inclusiv cea legată de tema alegerilor, este una tehnică și nu are relevanța problemelor adevărate. Într-o pauză de consultări, premierul Marcel Ciolacu, prezent la un alt eveniment, s-a ferit să ofere detalii de la discuții. De ce n-ați sumat și PNL-ul la care nu este domnul Predoiu. Păi da, de... Așa am convenit. O urmă vorbim în coaliție. Care au fost concluziile discuțiilor de... Mulțumim mult! Mâine la consultări sunt așteptați reprezentanții Reper și cei din Forța Dreptei. Coaliția a modificat legislația în Parlament astfel încât alegerile prezidențiale să poată fi organizate oricând în ultimele trei luni ale anului. Data avansată inițial pentru prezidențiale, 15 septembrie, nu mai poate fi luată în calcul, deoarece a expirat termenul de 75 de zile până la care ar fi trebuit dată hotărârea de guvern pentru organizarea alegerilor.